Cafeaua este una dintre cele mai gustoase și mai ușor de preparat băuturi, cel mai frecvent băută dimineața. O poți pregăti în diferite moduri, cu condimente, sare, piper, zahăr, lapte, smântână, coniac sau cacao. Nutriționistul Svetlana Fus a spus de ce trebuie să adăugați cacao în cafea și cum afectează acest lucru gustul și beneficiile băuturii. Cafeaua combinată cu cacao este unul dintre cele mai delicioase și interesante cocktailuri pe care le puteți face cu ușurință acasă sau le puteți încerca în aproape orice cafenea. În plus, cercetătorii au demonstrat beneficiile clare ale unei astfel de băuturi pentru organism. Pudra de cacao este bogată în polifenol și antioxidanți naturali, care reduc inflamația, protejează celulele, iar o astfel de băutură reduce riscul de apariție a bolii biliare, previne precipitarea colesterolului și are efect coleretic. De asemenea, îmbunătățește circulația sângelui, stimulând creierul, a rezumat nutriționistul. Numărul exact de calorii este indicat numai în băuturile gata preparate din lanțurile de cafenele sau unitățile de catering, unde se folosesc ingrediente standard și o rețetă clară. Cafeaua neagră și pudra de cacao nu sunt foarte bogate în calorii, dar și laptele este adăugat de obicei în băutură și odată cu acesta valoarea energetică a cocktailului crește. Diferitele tipuri de pudră de cacao pot varia foarte mult în ceea ce privește conținutul de calorii. Mărcile ieftine sunt parțial fără grăsimi, în timp ce cele de înaltă calitate pot conține de două ori mai multe grăsimi. Studiile recente arată că persoanele care folosesc această combinație dintre cafea și cacao și-au îmbunătățit semnificativ capacitatea de concentrare. Psihologii de la Universitatea din Georgia și Universitatea Clarkson din New York au conceput un experiment de un an pentru a afla cum băuturile calde ne afectează performanța cognitivă. În experiment, participanților li s-a administrat cacao, pudră sau cafeină, cafeină pură și o băutură placebo. Persoanele care au primit cacao cu sau fără cafeină au făcut mai puține greșeli în sarcinile care necesitau atenție, concentrare și timp de reacție. Cei care au băut combinația de cacao cu cafeină au fost mai puțin entuziasmați decât cei care au băut espresso pur. Au fost de asemenea mai concentrate decât persoanele care au băut doar cacao sau au băut băutură placebo. Relatează m.dcnews.ro.